Alex Box Club este primul club privat de box care a scos doi campioni la o singură ediție a campionatelor naționale. Alex Scarlat vrea să demonstreze că se poate face performanță doar cu bani proprii. În urmă cu 6 luni, știrile sportive ale TVR atrăgeau atenția asupra inițiativei unui antrenor tânăr care încearcă ceva nou în boxul românesc. Sportivii erau luați de la zero și inițiați în sportul cu mănuși. Crescut alături de frații Simion, Alex Scarlat a prins de la aceștia dorința uriașă de victorie, pe care încearcă să o transmită elevilor săi. Satisfacțiile nu au întârziat să apară. La prima ediție a Naționalelor de Cadeți, la care a participat cu 4 pugiliști, Alex Box Club a câștigat 2 titluri de campion și o medalie de argint, rezultat excepțional pentru un club care trăiește doar din cotizații. Îmi pare rău că nu am reușit să obținem și a 3-a medalie de aur. Eu de obicei, când pierd cu unul din ei, chiar dacă ceilalți doi au câștigat aurul, vin supărat, nu vin fericit. Fost campion mondial la profesioniști, Mihai Leu le-a oferit tinerilor mănuși personalizate. Pentru Sali Palapuig, acest lucru a însemnat chiar mai mult decât primul titlu din carieră. I-ai bătut pe toți acolo, nu? Da, 3 meciuri. Câștigat 3 meciuri. I-ai bătut tare? Da. Ne-a antrenat mult? Da? Da. Mult.